Se știe că literatura este o artă, dar și punerea în scenă a unei piese de teatru este o artă în sine. De ce? Pentru că regizorul și echipa lui au propria lor viziune artistică. Este exact ceea ce veți vedea aici. Veți vedea două scene din Jocul Ielelor de Camil Petrescu, în două adaptări. Una pentru televiziune, Jocul Ielelor, Teatru TV, din anul 1987, regia și adaptarea Dan Necșulea. Cealaltă adaptare, Cei care plătesc cu viața, un film din 1989, scris și regizat de Șerban Marinescu. Acest film are la bază trei scrieri Camil Petresciene, romanul Patului Procust, piesa de teatru Jocul Ielelor și novela Cei care plătesc cu viața. Prima scenă reprezintă confruntarea Gelu Ruscanu, Șerban Saru Sinești. Gelu Ruscanu, directorul ziarului Dreptatea Socială, Șerban Saru Sinești, ministrul Justiției. Să vedem! Ești desigur surprins că șeful meu de gabinet a insistat atât de mult arătând că vreau să te văd astăzi. Mi s-a spus la club că sunt atacat de o foaie oarecare. La început n-am dat nicio atenție numelui gazetei. Personal, din principiu nu citesc foile care mă atac. Așadar, habar n-aveam de acest atac din Dreptatea Socială, întocmai. Zic că nu aveam habar când mi-au căzut ochii sub titlu. Dar aici e director vechiul meu prieten Gelu Ruscan. Probabil că nici nu știu omul despre ce este vorba. Se vede că un redactor zelos în criză de subiecte a vrut să mai animeze foaia și... Domnule, desigur, un prieten de-al dumitale. Da. Cred că v-ați înșelat. Pot chiar să vă spun că toate aceste articole pe care le-ați citit și cele pe care din principiu nu le citiți sunt scrise chiar de mine. Nu se poate. Atunci tot eu am dreptate. Într-adevăr, nu știi despre ce este vorba. Credeam că ați reflectat adânc și tocmai pentru ca să evitați un pas ireparabil și pentru dumneavoastră și pentru noi ați venit aici. Cel puțin în felul acesta am interpretat noi telefonul care ne anunța vizita dumneavoastră. Noi? Care noi? Noi. Să zicem eu și prietenii mei, să zicem eu și domnul Praida. Sunt foarte încântat să cunosc pe domnul Praida. Dar eu nu înțeleg să am de face cu niciunul dintre prietenii dumitale. Nu mă interesează nici măcar directorul Dreptății Sociale. Eu am venit aici să stau de vorbă câteva minute cu vechiul meu prieten, domnul Gelu Ruscanu. Domnule Sinești, dumneavoastră știți că la ora aceasta scrisoarea e gata să intre în pagină? Dacă știți aceasta, de ce atâta vorbărie fără folos? Scrisoarea? Ce scrisoare? Credeam că sunteți în curent, credeam... Ce tot spui, dumneata? Cum... Cine să mă pune în curent? Am citit și eu ca oricine amenințarea din ziar. Din ziar? Almiter de unde? Domnule Sinește, de ce țineți atât de mult să rămâneți în acest minister? Ar fi mai bine și pentru dumneavoastră și pentru noi. Nu mă interesează sfaturile dumitale. Ce scrisoare este asta? Ai pus cumva vreun detectiv de mi-a umblat prin sertare? O scrisoare a doamnei Maria Sinești. O scrisoare a nevestimii? Legătura politică cu Ministerul Justiției. Ori și ea o infamă de burgheză. Iartă-mă, dar trebuie să-ți spun. Ar fi o ticăloșie. Nu aveți dreptul dumneavoastră să întrebuințați acest cuvânt. Da. Nu e rău spus.
chiar în clipa în care anunț că vei publica scrisoarea unei femei. La sfârșit, dacă e vorba de o scrisoare, dă-mi o sopăție. Ce scrisoare? După câte știu, Maria nu a făcut politică, nici o cultă chiar. Atunci? Da. Ei, da. Ce fel de scrisoare e asta? O scrisoare... În sfârșit, o scrisoare de dragoste. Către cine este adresată? Domnule Sinește, de câte neplăcere am fi scutiți amândoi dacă ați renunțat la Ministerul Justiției. Înainte de minister și de tot, mă interesează acum ce scrisoare e asta, către cine e adresată. Veți vedea mâine când o veți citi. Deocamdată nu asta interesează. Ba da! Bine, nu se poate. Maria! E o născăcire, o plăzmuire. Dragul meu, mă obișnuisem să te cred un tânăr cam naiv, dacă vrei, și iartă-mă că ți-o spun, dar de bună credință. E bine, e probabil că ai fost indus în eroare. Am motive să cred că nu am fost indus în eroare. L-ai privit drept în ochi pe cel care ți-a adus scrisoarea? Ai învârtit în mână petecul acela de hârtie? Te-ai îndoit o clipă de autenticitatea lui? O cunoști pe Maria. La fel de bine ca și mine. E bine, atunci... Cum ai putut crede una ca asta? Domnule Sinește. Ce caragios lecuie. Și apoi, cu cine ar fi putut să mă înșele? În sfârșit, dă-mi scrisoarea, să o cercetăm împreună, să-ți dovedesc, dacă e nevoie, ce infamie s-a încercat. Dacă mai aveți un petic uitat de conștiință, veți înțelege că nu puteți rămâne ministrul justiției. Al justiției! Deocamdată dăm să văd scrisoarea. Vreau și eu să aflu cu cine m-a înșelat. Dacă nu-i fi cumva chiar dumneata. Mai știi drăcie? Te pomenești că făceai curte cu piciorul pe sub masă și de aceea găseai mâncărurile delicioase. Poate că de aceea îmi găseai discursurile frumoase, admirabile, când le comentam seara la colțul căminului, iar Maria ne turna ceaiul. Și apoi când plecam seara fumând, se aduce aminte ce țigări bune avem? Eu plecam la club, dumneata acasă să-ți prepare examenele. Ori te pomenești că după ce ne despărțeam, dumneata o luai pe bulevard la dreapta la mine acasă. E drept că servitorii, oameni de încredere, nu mi-au spus nimic. Dar mai știi, poate că dumneata, luptătorul pentru adevăr, pentru dreptate absolută, înflăcăratul reformator, campionul luptei împotriva corupției, fie ea de sus, fie de jos, cum scrie... Dreptatea socială, ai debutat prin a corupe pe Safta și pe Vasile. V-am spus că veți vedea mâine cui e adresată scrisoarea și cum înțelege cel care a primit-o și a publicat-o să tragă toate consecințele acestui act. Sunt convins că o vei opri dumneata, chiar dacă va fi cumva pusă în mașină. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Să admitem că această scrisoare va apărea. Ce vreți să dovediți cu ea? Această scrisoare aduce dovada că ați jefuit și ați asasinat pe bătrâna Manity. Eu am jefuit? Am asasinat?
Afirmă aceasta nevastă mea în scrisoarea ei? Da, dând și amănuntele împrejurării. În cazul acesta, desigur că scrisoarea dovedește ceva. Da, prin urmare, dovedește fără putință de tăgadă că nevastă mea este o mitomană, o mitomană erotică. Cum o mitomană erotică? O femeie care, ca să devină interesantă și să-și atâțe amanții, brodează cele mai abracadabrante năzbâdii, cazuri foarte de studiate de medicină și de psihologia patologică. Ce vrei să spuneți? Că în delirul lor erotic, unele femei detracate născocesc cu frenezie tot ceea ce ar putea face plăcere amanturilor, tot ceea ce le arată pe ele ca pe niște ființe superioare, ca pe niște victime, mai ales liturghii negre împotriva bărbatului, ca să justifice adulterul. În genere, amantul este prost și crede orice. Crede nu numai că este singurul care se împărtășește din farmecele doamnei, dar că este și cel din tâi și, desigur, cel din urmă. Așa este orice amant, credul. Dar dacă amantul este în genere credul, justiția este mult mai puțin credulă. Ea pretinde probe și probe tocmai unei femei lipsite de scrupule și de demnitate, care și-a trădat soțul și și-a necinstit căminul. Eu sunt absolut convins că nu acesta este cazul aici și că această scrisoare conține purul adevăr. Crezi într-adevăr că eu am ucis și am jefuit? Da. Am văzut aici ce înseamnă să fii un actor mare. Cei doi sunt excepționali. Păcat că nu am avut acces la o variantă, la o înregistrare mai clară. O singură nedumerire am. Traian Stănescu, actorul care îl joacă pe Gelu Ruscanu, avea aici 47 de ani și interpretează un personaj care are 27-28 de ani. De ce? Viziunea regizorului. Să-l vedem acum și pe Adrian Pintea, Gelu Ruscanu din filmul lui Șerban Marinescu, actor care aici, la momentul interpretării, avea 35 de ani, așadar mai apropiat ca vârstă de Gelu Ruscanu, de personajul nostru. Un ministru nu stă să citească toate gazetele care îl înjură. Unde am ajunge? Și personal, din principiu, nu citesc foile astea. Așa că habar nu aveam de acest atac din... Dreptatea socială. Întocmai. Cum zic? Habar nu aveam când mi-au căzut ochii pe titlu. A, zic. Dar aici este director vechiul meu prieten Gelu Ruscanu. Poate că nu știe omul despre ce este vorba. Sau poate că vreun redactor zelos, în criză de subiecte, a vrut să mai anime foaia. Ce mai faci? Cum te simți? Deci sunt desigur prieten, nu? Da. Domnule Sinești, vă înșelați. Pot să vă spun că toate acele articole pe care le-ați citit, cele pe care din principiu nu le-ați citit, sunt scrise de mine. Da? Înseamnă că tot eu am dreptate. Într-adevăr, nu știi despre ce este vorba. Eu credeam că ați reflectat adânc. Și tocmai pentru a evita un pas ireparabil și pentru noi și pentru dumneavoastră ați venit aici. Noi? Care noi? Să zicem eu și prietenii mei. Nu mă interesează prietenii tăi. Nu mă interesează nici măcar directorul dreptății sociale. Eu am venit aici ca să stau de vorbă cu tine. Prietenul meu. Domnule Sinești, dumneavoastră știți că la această oră scrisoarea... Pardon? Scrisoarea e gata să intre în pagină. De ce atâta vorbărie? Tu ai pus vreun detectiv să-mi umble prin sertare? Nu. Atunci, despre ce scrisoare poate fi vorba? O scrisoare a doamnei Maria Sinești.
Nu văd ce legătură are cu politica. După câte știu eu și tu, nevastă mea n-a făcut niciodată politică. Nici măcar ocultă. Atunci? Nu, e vorba de scrisoare intimă. Mă obișnuisem să te cred un tânăr cam naiv. Iartă-mă că ți-o spun, dar de bună credință. Probabil că ai fost indus în eroare. Am motive să cred că nu. L-ai privit în ochi pe cel care ți-a adus scrisoarea? Ce caragiozlecuri. Și pe urmă, cu cine ar fi putut să mă înșele? Ai idee? Eu am să-ți dovedesc că toată povestea e o infamie. Dacă mai aveți un petec uitat de conștiință, veți înțelege că nu puteți rămâne ministru al justiției. Dăm să văd... Al justiției. Am înțeles, dragule. Dar deocamdată dăm să văd și eu scrisoare. Vreau să aflu cu cine m-a înșelat. Mai știi, drăcie? Îi făceai curte cu piciorul pe sub masă? De-aia găseai mâncare excelentă? Ce-i drept, Maria te invita cam des când erai student. Restaurantele sunt atât de proaste și de murdare, bietul băiat. De-aia găseai discursurile mele excelente și frumoase când stăteam amândoi și făceam politică la gura căminului și Maria ne turna ceai. După aia ieșeam, eu la club și tu acasă să-ți faci lecțiile. Ori te pomenești că după ce ne despărțeam, o luai pe bulevard și nimerai tot la mine acasă, din greșeală. Veți vedea mâine cui a fost adresată scrisoarea. Și cum înțelege cel care a primit-o și care o va publica să tragă consecințele acestui act. Mâine. Eu sunt convins că ai să oprești dumneata. Chiar dacă ea e acum în mașină. Asta nu se va întâmpla. Să admitem că va apărea scrisoarea asta. Ce vrei să dovedești cu ea? Scrisoarea aceasta aduce dovada că ați asasinat și ați jefuit pe bătrâna Manity. Spune nevastă mea asta? Că am asasinat? Că am jefuit? În cazul acesta, desigur, scrisoarea dovedește ceva. Dovedește că nevastă mea este o mitomană. O mitomană erotică. Cum adică? Foarte simplu. Sunt cazuri studiate de medicină și de psihologie patologică. Ca să devie interesantă și să-și atâțe amanții, mitomana erotică brodează tot felul de năzbătii. Tot ceea ce poate face plăcere amantului ei. Și o arată pe ea ca pe o ființă excepțională, ca pe o victimă, ca să justifice adulterul. În general, amantul este prost și crede orice. Dar dacă în genere amantul este credul, justiția este mai puțin credulă. Ea pretinde probe. Am aici un dosar. Alo, domnule director, e gata gazeta. Dau drumul la rotativă? Alo? Alo? Așteaptă. Am aici un dosar. Boruga Petre. E un socialist. Am aflat că a lucrat aici în tipografie. Am avut unele reclamații privind condamnarea lui. Acuzațiile mi s-au părut neîntemeiate și decizia tribunalului prea aspră.
Am aflat că suferă cu plămânii și că e grav. Am dispus să fie mutat la infirmeria închisorii. Secretarul meu a și redactat un ordin de eliberare. Îl am aici, dar n-am avut vreme să-l semnez. Am înțeles că ați renunțat la publicarea scrisorii aceleia care dovedește dezechilibrul psihic al bietii mele soții. Oprește gazeta. Saki? Da. Oprește gazeta. Ce să fac? Alo! 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 A doua scenă, confruntarea Gelu Ruscanu, Nora Ionescu, actrița vulgară pentru care tatălui Grigore Ruscanu s-a sinucis. Vom vedea momentul în care el descoperă consternat că ea nici nu și-l mai amintește, îl tot confundă. Ce să spun? A fost un chef? Să nu-l uiți! Era pe la sfârșitul stagiunii? Și după spectacol ne-am dus cu toții la Covaci. Era mai mult, era și Aurica Vulpoiu cu noi, că jucam amândouă în aventuriera. Dar mă, ne-a dus la Herăstrău, avea Fronescu niște pavilioane cu odăi separate chiar pe malul lacului. De acolo nu se pleca decât pe la 10-11 dimineață. Ascultă, să nu pierzi intrarea. No, că nici în acță să n-am decât o singură replică la final când aduc o scrisoare. Unii ori în mine să-și dau dracului de teatru. Păi astea sunt roluri pentru mine, domn. Eu la Național am jucat numai cochete. Acum trebuie să joc servitoare, să mă uit la nespălatele astea care vin cu toalete, să sperie lumea și talent. N-au. Lasă, dacă ia Titi concesiunea bufetului de la Modern, să mă pici cu ceară dacă mai pun eu piciorul pe scenă. Păi la bufet se câștigă mult mai bine ca în turneu. Apropo, ce-ar fi să comandăm două coniace, a? Da, dacă vrei și două cafele. Țigări ai? Că eu le-am terminat. Nu fumez, dar spune să aducă și niște țigări. Bine, ai dreptate. Și cum îți spuneam, ce timpuri acum 20 de ani, domnule. Păi să compară bărbații de atunci cu fleacurile astea de azi. În 94, un bărbat nu trimitea de ziua unei femei flori ca azi. Trimitea o bijuterie, o trăsură cu doi cai focoși ca două. Aia știau să iubească. Și dumneata făceai uneori cadouri frumoase, nu? Da.
Dacă știi ce ceas de aur cu breloc i-am făcut odată cadou de ziua lui Titi. Oh, ce timpuri, domnule. Uite, mi-aduc aminte și rușcanul ăsta. Ruscanu. Așa, Ruscanu, ruda asta admitoare de care vorbeam. Foarte distins. Era un bărbat înalt, umbla cu haină neagră, o vestă de pichet alb, purta un fel de barbișon așa blond și un baston cu mâner de aur. Crăpau târfele de ciudă când venea să mă ia de la teatru. Odată am avut scandal și cu nevastă sa, că s-a întâlnit cu noi pe stradă când mergeam împreună. Din câte știu, pe vremea aceea nevastă sa nu mai trăia. Și nu cred că era blond. Bate-te să te bate să știi că ai dreptate. L-am confundat. Așa e. L-am confundat cu Dodo Arghiropol. Foarte bine bărbat și ăsta. De altfel erau și prieteni. Oh, și geloși, domnule. Geloși, grozav. Dar eu nu iubeam nici pe el, nici pe celălalt. Eu iubeam pe Titi. Așadar l-ai confundat. Eu știu că el te-a iubit foarte mult. Dragă, de ce să nu mă iubesc? De ce? Parcă numai el m-a iubit. Ce mormânt au căutat toți în șoldurile astea făloase? Pe vremea aceea o femeie era femeie. Femeie. Oare ar mai fi în brațele astea esențele tari și amare care i-amețeau pe ei? Auzi, rușcanul ăsta, ruda dumitale, mi-a spus odată că am o piele mătăsosă ca o fată mare. Auzi, ca o fată mare, ce zici? Ești sigură că nu-l confunzi, ia? Vai de mine, dar drept cine, măi? Goriță? Ruscan, avocatul. A fost și deputat, mi se pare, da? Zădărnicia, zădărnicia. Și Titi, cine era? Titi, actualul meu bărbat. Pa, terminase conservatorul și era stagiar la Național. Ar fi făcut o carieră extraordinară de amorez, să știi. Da, n-a avut nici el noroc, sărac. Da, intră. Poftește, poftește. S-a certat cu directorul tot într-o problemă din astea cu femei și l-a dat afară. L-am plecat eu de la Național, am făcut o trupă de turneu și am început să jucăm. Dar am pierdut tot. Titi s-a încăpățânat întotdeauna să joace roluri care nu-i se potriveau. Așa că am tocat și bijuterii, și casă, și vie, tot. Trăiți, vă mulțumesc. Da, acum, dacă ia Titi succesiunea bufetului de la Modern, ne refacem cu siguranță, că mi l-a promis Alecu. Ascultă, ești fericită? Pe sigur că sunt fericită. Mă rog, mai calc el pe delături, că la 40 de ani și ceva se ține foarte bine, dar în rest îl țin. Cât a putut să dorească și cât a putut să fie de nefericit. Cine? Un om pe care nu l-am cunoscut nici eu și pe care nu l-a cunoscut bine decât un asasin. Ascultă, ești atât de fericită? Păi dacă îți spun că îl iubesc. Vrei să vii mâine seară la mine, să luăm masa împreună și să dormi la mine? Să dorm la dumneata? Da, toată noaptea. Dacă ți-am zis că îl iubesc pe tine. Vii? Stai. Stai, trebuie să-i spun unei prietene că am să dorm noaptea la ea, că așa am eu o vorbă. Am să văd. Trec eu pe sus pe la gazet. Ascultă, tu nu-ți pierzi intrarea? Nu, dragă, că mai am o replică și aia la final. Și dacă mă enervez, o dau și din culise. Ră, dracului să fie. Astea sunt roluri pentru mine?
Eu care am jucat cochete la Național? Ce mai de o țigare că m-am enervat. Da. Mersi, dragă. Îmi vine să-l dau dracul de teatru. Scuzați. Firarea-i dracului să fiți. Mersi, dragă, da, vrei să stai jos, că-mi stai în cap. Mersi. A, apropo de ruda asta dumitale, de Ruscanu, da? Era foarte bine. Era foarte înalt și purta o haină neagră și o vestă albă de pichet și avea o bărbuță blondă și avea un... Baston. Baston cu o măciulie de aur în cap. Dacă știi. Crăpau târfele când venea să mă ia de la teatru. Ba, odată am avut și un scandal cu nevastă sa care m-a văzut cu el pe stradă. De câte știu eu, în anii aceia nevastă s-a murit. Da, se poate. Și nu cred că era blond. Bate-te să te bată că bine zici. Îl confundasem cu Dodo Arghiropol. Vai, dar și ăla era foarte bine. Dar erau prieteni, nu? Erau prieteni. Și geloși tu, geloși? Dar eu nu-l iubeam pe niciunul. Eu-l iubeam numai pe Titi. Așadar l-ai confundat. Se pare că te-ai iubit foarte mult. Păi m-o fi iubit. De ce să nu mă iubească, dragă? Parcă numai el m-a iubit. Te-ai iubit cu disperare. Unii spun că s-a sinucis din cauza ta. Cine, dragă? Gorița Ruscanu? Avocatul? A fost și deputat, cred. Așa e, dragă, acum mi-aduc aminte de un scandal de-a lui cu Dodo. Vezi că-i încurcase. Dar nu iubeam pe niciunul. Ce să fac? Ascultă, tu ești fericită? Cu Titi? Da, cu Titi. A, cu Titi? Sigur că sunt. El n-a fost. Și-a dorit foarte tare, dar n-a fost niciodată fericit. Cine, dragă? Cineva pe care nu l-am cunoscut nici eu prea bine. Deci, ești fericită? Păi dacă spui că-l iubesc... Vreau să vii mâine seară, să iei masa și să dorm la mine. Să dorm la tine? Da. Toată noaptea. Vai. Vai, scârboși sunteți voi, bărbați. Și asta numai pentru că ți-am spus că îl iubesc pe Titi. Am să anunț o prietenă că dorm la ea. Așa mi-e o vorbă.